ce să vă spun, mulțumesc tuturor celor care și-au răpit din timpul lor liber și-au putut să participe la vernisajul expoziției. Las la aprecierea dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră au văzut ce am făcut eu, alții poate văd acum prima dată. După cum știți, Dorohoiu nu prea are ce să arăte ochiului. Poate greșesc, alții fotografiază pluturi, râni, omizi, păsărele, mai greu de prins păsărica. Mai greu, om pentru păiere dacă nu-i neagă. Da, cineva, nu știu cine, să spune că o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Poate nu-i bine spus, poate face mai puțin, poate face mai mult. Ideea este, am vrut, dacă am 40 de fotografii, imaginați-vă că prin ceea ce am făcut aș vrea să se spună despre Dorohoi în 40.000 de cuvinte. Eu mai am, nu știu câte am, chiar nu știu câte am, cel puțin 40 mai am care nu sunt expuse. Unele le-am, cred că le-am pierdut. Sunt virtual pe internet, dar la rezoluția mare, ca să pot să fac fotografii, nu le mai am. Ori am un DVD rătăcit care nu găsesc pe el. Am încercat și am recuperat asta. Da. Faci o compoziție cu, de exemplu, cuplaș, da. Sherlock Holmes. Și îl pui pe urma problemei. Îl faci în... Îl pun să caute unii fotografii. Îl pui acolo. Am înțeles? Îl pui acolo în loftul ăla de sos, se caute. Se caute. Cam asta e. Ce să vă spun? Mi-am creat propriile mele personaje. N-am găsit o mireasă care să-mi pozeze. Mi-am făcut eu mireasa mea. În comparație cu unii dintre colegii mei care fotografează la evenimente, la nunți, la cumătrii, mireasa respectivă merge la coafor, merge la manicură, la pedicură, la... E gata aranjată mireasa. Eu mi-am aranjat-o cum am putut. I-am pus un voal, i-am pus și un colier acolo. Este undeva, se vede în fotografii, și un ofițer al stării civile care poate fi confundat cu domnul primar, care nu a putut să ajungă. Care știe despre el. Da. Ce să vă spun? Ar fi multe de spus. Vă las să aruncați câte o privire. Cei care au venit. Nu aruncați pe tare că despre el, așa se poate sparge. Alături de mine sunt doi membri de la Clubul Fotografilor din Botoșani, de club din care fac parte. Noi căutăm, încercăm să atragem și alți membri din Clubul Fotografilor, cum au filateliștii, cum au columbofilii club. Noi încercăm să facem un club al fotografilor. Mulțumesc tuturor celor care... Încă o dată mulțumesc celor care au putut să fie prezenți. Cam asta.